Toate universitățile au pornit programul de înscriere imediat după ce au fost eliberate diplomele de bacalaureat, iar la Petroșan studenții au venit în număr mare. Fie că vorbim de cei care se înscriu la licență, fie de cei de la masterat, toți sunt acum ajutați și îndrumați de o echipă care le ușurează munca la înscriere. La ce te-ai înscris? La administrația publică. De ce ai ales-o? Deoarece mulți colegi au optat pentru asta și pentru că îmi place. Ești unul din absolvenții din promoția aceasta? Da. La ce v-ați înscris? La ingineria transporturilor. Și ați ales să faceți masterul aici? Am ales să fac masterul aici pentru că aici am făcut și facultatea și lucrez în domeniul transporturilor, m-ar avantaja. Cu ce vă ajută faptul că vă continuați studiile? Nu știu, în primul rând consider că trebuie să mai învățăm câte ceva. Nu e târziu niciodată? Niciodată. Dacă ne-am apucat mai târziu de școală, e bine și acum. Văd că ați venit să vă înscrieți copilul. Da, la master. Se înscrie la master, s-a ajuns să-și plătească taxa și eu scriu mai frumos să-i completez eu cererea până vine el. A ales să facă o masterat aici? Da. Sociologie. A terminat sociologie aici anul ăsta și acum se înscrie mai departe la masterat. Merge la politic social. 2 ani. De ce aici nu, nu știu, oriunde ați venit? Păi, a fost alegerea lui. Cunoaște profesorii, deja e altceva. Și îl avantajează, fiindcă e în zonă, nu mai trebuie să facă naveta, decât naveta, că locuim în Lupeni. Și probabil și din cauza asta. Distanța și e legat de universitate, îi place. Rectorul Universității din Petroșan, profesorul universitar Sorin Radu, vorbește despre procedura de înscriere cu optimism și susține că numărul celor ce aleg această școală este comparabil cu cel din anii anteriori, semn că universitatea de aici este în trend. Până acum s-au înscris mai mulți absolvenți din anii anteriori, pentru că de-abia vineri s-au finalizat contestațiile la bacalaureat și de ieri au început să se elibereze diplomele. Sperăm că în această săptămână să vină cei din promoția actuală și să se îndrepte spre specializările pe care ele consideră că sunt de viitor sau că îi reprezintă. Ritmul de înscriere la admitere este cam același ca în ultimii ani. Și dacă nu ajungeți la unul dintre birourile universității, trebuie să știți că dosarele se pot depune și online. Avem înscriere online și cei care vin aici după ce sunt puși pe un calculator că să facem înscrierea online, este mai simplu pentru că putem rezolva baza de date a tuturor studenților și putem apoi prelucra toate datele lor, așa fel încât să afișăm în timp util rezultatele admiterii. Avem o prezență destul de mare la master, pentru că sunt studenții care au terminat licența și acum continuă prin master, sau alții care au făcut alte facultăți în alți ani și doresc să se reorienteze profesional, fie prin cursurile de master, fie la o a doua facultate. Absolvenții de liceu vin deja la această școală și asta pentru că au de ales între cele 3 facultăți cu prestigiu de aici. Cele mai căutate din experiența anilor trecut și din înscrierile de până acum sunt la facultatea de mine specializările de ingineria mediului, ingineria sănătății, securității, muncă. Topografia este căutată și, de ce nu, construcțiile miniere. La Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică sunt 2 specializări mai căutate, calculatoare și ingineria transportelor și a traficului. Iar la Facultatea de Științe, mai nou, administrație publică, asistență socială, economia comerțului, turismului și serviciilor. Există un trend ascendent și pentru sociologie, ori finanțe bănci, și tinerii se orientează spre Universitatea din Petroșani, fiind mai aproape de casă. Înscrierile din anii anteriori au demonstrat că aici nu se înscriu doar cei pe locurile bugetate și că există și studenți care frecventează cursurile cu taxă, valoarea acestora fiind aici ceva mai mică față de alte centre universitare din țară.